și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, tratament cu insecticid împotriva dăunătorilor. Start atelierelor de vacanță la Onești. Expoziție de medalistică la Biblioteca Radu Rosetti. Reținut de polițiști după ce ar fi provocat scandal și ar fi agresat o tânără. La începutul lunii iulie, polițiștii secției 3 Poliție Rurală Onești au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 43 de ani din Târgu Trotuș, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cel în cauză a fost introdus în arestul IPJ Bacău. Din cercetări a rezultat că pe 25 iunie un bărbat de 43 de ani din comuna Târgu Trotuș, în timp ce se afla pe terasa unei societăți comerciale din localitate, ar fi agresat o tânără de 27 de ani, provocând scandal și tulburând ordinea și liniștea publică. În urma administrării probatorului, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Bacău. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Recent a fost avizat favorabil un proiect inițiat de către PNL pentru reglementarea centrelor de dezintoxicare și recuperare a dependenților de droguri. Inițiativă liberală, vot pentru adoptare. Plenul Camerei Deputaților a dat vot pentru adoptarea proiectului de lege care reglementează înființarea unor centre de dezintoxicare și recuperarea dependenților de droguri. Aceste centre includ măsuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor și consecințelor asociate consumului de droguri, precum și de reintegrare socială. Această inițiativă completează pachetul de legi care sprijină persoanele aflate în capcanele viciului consumului de droguri. În imagine regăsiți forma promulgată a inițiativei 525/2018, votată pe 27 februarie 2024, care precede punerea în practică a modificărilor date de inițiativa pe care am votat-o cu numărul 164/2024. Ne-a precizat deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Jandarmii grupării mobile Bacău au intervenit în sprijinul victimelor unui incident rutier. La începutul lunii iulie, un echipaj de jandarmerie din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău a intervenit pentru acordarea primului ajutor victimelor unui incident rutier între trei autovehicule, petrecut în localitatea Răgăci, în județul Bacău. Echipajul, compus din 6 jandarmi, se deplasa în misiune către municipiul Focșani și a ajuns la locul incidentului la aproximativ 5 minute după impactul dintre cele trei autovehicule. Jandarmii au poziționat autospeciala în așa fel încât să fie semnalizat de la depărtare locul incidentului, iar până la sosirea echipajelor de urgență au verificat starea celor 6 persoane implicate, au decuplat acumulatorii autovehiculelor și au ajutat la fluidizarea traficului rutier în zonă. Un jandarm a intrat în mașina în care o persoană era încarcerată și se afla în stare de șoc, fiind lovită în zona capului, încercând să o liniștească și să-i asigure o poziție de siguranță. Iar, cu sprijinul unui cadru medical aflat în timpul liber, prezent în zonă, i-a montat un guler cervical. După sosirea echipajelor medicale și de poliție și după ce s-au asigurat că nu mai este nevoie de sprijinul lor, jandarmii și-au continuat deplasarea către municipiul Focșani. Primăria municipiului Onești ne-a anunțat că în perioada 26 iunie-5 iulie s-au făcut tratamente cu insecticid pe domeniul public din municipiu pentru combaterea țânțarilor, păianjenelor, căpușelor, puricelor și muștelor. Lucrările au fost demarate pe 26 iunie, ora 23, între orele 23 și 6 dimineața, cu produse din grupa 3 și 4 de toxicitate în următoarele zone. În toate parcurile din municipiu, zona spitalului municipal Onești, alea parcului cu spațiile verzi de pe strada Berchiului, bulevardul Oituz, faleza râului Cașin și Trotuș, bazele sportive din localitate, zona hotelului Trotuș și piața Catedralei cu zona de sus a orașului, zona bibliotecii, dar și zona celor două bulevarde din localitate, zona Mal, zona Dallas, cartierul Slobozia și cartierul 6 Martie. În cazul în care condițiile meteorologice vor fi neprielnice, activitățile se vor decala, respectiv zonele
Sesizările programate în zilele în care se semnalează precipitații vor fi reprogramate după terminarea lucrărilor din grafic. A venit vacanța mare, iar la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești s-a dat startul atelierelor de vacanță. Despre ce ateliere este vorba aflăm în minutele următoare chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Învățăm, ne distrăm, dar mai ales ne petrecem cât mai mult timp în Biblioteca Municipală Radu Roseti, cea mai digitalizată bibliotecă din România. Așa cum spuneai, avem multe ateliere care așteaptă tinerii, îi așteaptă pe copii începând cu luna iulie. În fiecare zi se desfășoară cel puțin două ateliere. Dintre acestea aș enumera atelierii micii arheologi, atelierul Animalele Terei, atelierul de public speaking și storytelling. Este în premieră făcut în această vară de colega noastră Nicoleta Sălbatecu. Avem un alt atelier interesant și nou, se cheamă Cinema la Bibliotecă, care face parte din proiectul național Cinema la Bibliotecă, unde difuzăm filme de scurtmetraj cu mesaje motivaționale, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Un alt atelier îndrăgit în anii trecuți de cei mici este atelierul de Lego, creație și joacă, care se desfășoară la Ludotecă, unde împreună cu colegii mei avem pregătit saci cu Lego, unde ei se pot dezvolta, pot crea orice își doresc. Important e să vină și să vrea acest lucru. Pentru că acum dispunem de tehnologie de ultimă generație, avem începând din această vară și atelierul VR, Ocolul Pământului, care se desfășoară la sala multimedia, unde prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală vizităm, călătorim atât pe pământ, dar vedem și alte planete, totul cu scopul de a învăța și de a oferi o experiență interesantă aici la Biblioteca Radu Roseti. În cu alte cuvinte, va fi o vară fierbinte din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privește numărul activităților, cât și provocările pe care le lăsați pentru cei mici și cei mari. Da, noi invităm pe toți pentru că mai avem în premieră un atelier care sper să se bucure de succes. Avem și un senior de 70 de ani care s-a înscris. Este vorba de atelierul de limbă chineză, coordonat de Bogdan Prohozescu, unde nu doar tinerii sau oneștenii pot învăța sau se pot iniția în această limbă, dar și noi, cei din bibliotecă, vrem să participăm intens pentru a ne familiariza cu această limbă foarte interesantă. Va fi o vară frumoasă și ce să zicem, care va fi, să zicem, intervalul orar în care cei mici pot veni la bibliotecă și până la ce oră stau? Atelierele se desfășoară de obicei în prima parte a zilei, având în vedere căldurile cu care ne confruntăm, începând cu ora 10. Programul atelierelor se află atât pe site-ul bibliotecaonești.ro, pe paginile de socializare, dar avem și această broșurică care poate fi procurată gratuit de la intrarea din bibliotecă, unde aici aveți informații despre fiecare atelier în parte, ora și cine coordonează. De asemenea, o condiție ar fi ca toți cei care vor să participe la aceste ateliere să aibă și permis de bibliotecă. Pentru că, așa mi se pare corect, alături de carduri în portofel să-și găsească, iată, locul și permisul de bibliotecă. La Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, miercuri 3 iulie, a fost vernisată expoziția de medalistică, documente în metal, Ștefan cel Mare în medalistica românească și au fost prezentate exponate din colecția profesorului Vilică Munteanu. Oaspeții evenimentului au vizitat și Biserica Ștefaniană din Borzești și Muzeul de Artă Religioasă de lângă și s-au recules la mormântul fiicei poetului Vasile Alexandrii Maria Bogdan din cimitirul bisericii. Sunt piese cu greutate. Toate sunt piese cu greutate, dacă mi-e permite să adaug. Oricum, felicitări pentru ceea ce face și pentru pasiunea cu care ne dezvăluiți istoria, ca să zicem așa. Da, pasiune și, cum să spun, este și o legătură între mine și Ștefan cel Mare. Pe actele noastre de naștere scrie Borzești. Nimic nu este întâmplător, dacă aș putea adăuga. Da, nu este întâmplător. În familia noastră au mai fost oameni legați de istorie, mai cunoscând, fie că era vorba de un preot, de un învățător sau așa. Și Ștefan
pentru noi, cei din fosta comună Borzești, actualmente Ștefan cel Mare, Ștefan este de-al nostru. Este contemporan cu noi. Este, cred că, de-al nostru, al tuturor. Păi da, păi eu când am spus de-al nostru, al tuturor și contemporan cu noi, la fel. Deci nu mă refer strict la comunitatea locală. Așa. Oricum, Ștefan cel Mare este cea mai mare personalitate a neamului românesc și este, mă rog, cum îl descria de noi și Papa, atleta Cristi, atletul lui Hristos, a fost un om cu capacități absolut deosebite, care în vremuri grele, delicate, dificile, a reușit să facă foarte mult. Mulți îl apreciază pe Ștefan și se gândesc la războaie. Războaie, dar războaiele țineau două săptămâni, o săptămână, o zi sau așa. Dar ridicarea atâtor biserici și biserici ridicate în 3-4 luni de zile, cum e biserica de la Borzești, 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. Așa. Biserica precistă de la Bacău, la fel, ca să nu mai să vorbesc numai de cele locanice. Podul de la, dintre Negoiești și Căiuți e făcut în mai puțin de 3 luni. Capacitatea de organizare, de a colabora, mă rog, sau a plăti oameni de specialitate și care să-și pună sufletul în ceea ce fac. Și cu siguranță mai avem multe de aflat despre ceea ce înseamnă Ștefan cel Mare, o personalitate complexă și completă. Noi vă mulțumim și vă așteptăm cu interes și următoarele expoziții. Să fim sănătoși, mai sunt și alte teme, iar în aceste piese în metal pe care le-am prezentate, l-ați văzut așa, oleacă. Fiecare înseamnă o mică lecție de istorie. Este cea de-a treia zi din ciclul Zilelor Ștefaniene. E un program cultural care anul acesta ajunge la cea de-a treia ediție și este, în primul rând, meritul părintului Florin Tușcanu. Este o onoare pentru noi, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, să fim coorganizatori în acest program cultural omagial. E un fel de duplex roman-bacău, bacău-roman, în colaborare cu alte instituții din județele Roman, Iași, Bacău, dar și din Republica Moldova. Am încercat să acoperim o arie geografică cât mai mare, să recompunem cumva Moldova ștefaniană de altă dată. Partenerii în acest proiect sunt Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mitropolia Basarabiei, Arhiepiscopia Românului și Bacăului, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești, Complexul Muzeal Neamț, Muzeul de Istorie din Roman, Parohiile Precista Bacău și Sfântul Ștefan cel Mare din Roman. E o sărbătoare ștefaniană și am încercat să punem și noi în lumina astăzi la Bacău, dar și aici la Onești, câte puțin din personalitatea, din realizările, din moștenirea culturală, istorică și spirituală remarcabilă lăsată nouă de binecredinciosul voievod, născut conform legendei aici la Borzești și plecat de aici pe calea Sfințeniei pentru a-și câștiga gloria eternă. Astăzi programul a fost unul foarte dens, diversificat. Am început la ora 10 cu o sesiune de comunicări științifice. Am vizionat în premieră o producție a unui tânăr regizor din Bacău, student încă la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Graiul Podobeștilor se numește acest film. E un scurtmetraj de 16 minute. Am avut parte și de o lansare de carte tipărită recent la editura Cetatea Doamnei din Piatra Neamț, iar o altă curte voievodală cooptată în acest parteneriat astăzi.
Am venit la Onești pentru expoziția de medalistică Ștefan cel Mare și Sfânt, organizată și prezentată chiar acum de nimeni altul, profesorul Virică Munteanu. Și de aici urmează să plecăm la Borzești, acolo unde ne așteaptă Părintele Paroh. Felicitări pentru organizare, ați reușit să aduceți foarte buni speaker, foarte mulți oameni de prestigiu care cu siguranță au, să zicem, dat greutate acestor zile. Cred că dacă trebuia să păstrați rigurozitatea specifică, ar fi fost de ajuns poate o săptămână sau mai mult. E adevărat, astăzi am avut alături de noi invitați de seamă domnul lector universitar dr. Bogdan Neculau de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, a venit de la Episcopia Hușilor Părintele Crețu. L-am avut invitat special venit de la Cluj pentru această manifestare de astăzi pe cercetătorul But. Adică toată lumea bună, ca să zicem, a venit în Bacău. Oameni care au venit pentru Bacău, pentru Onești, dar mai ales pentru Ștefan. Felicitări încă o dată pentru organizare. Ce să zicem, data viitoare poate vă gândiți așa să lungiți mai multe vechi? Să dea Dumnezeu și cu siguranță vom extinde colaborarea în anii care vin. Din partea înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, conferim această diplomă de participare, o diplomă meritorie gazdelor noastre, domnului director al Bibliotecii Municipale Radu Rosete din Onești, domnul Ionuț Tenie, căruia îi mulțumim pentru ospitalitate, pentru prietenie, pentru solidaritate creștină, găzduind astăzi un eveniment atât de frumos în memoria binecredinciosului voivod Ștefan cel Mare și Sfânt, împreună cu mapa acestor manifestări care au durat deci 3 zile, 1-3 iulie, Roman, Bacău, Onești, Borzești. Vă mulțumim și totodată vă ofer din partea mea o lucrare personală, o carte de studii de istorie, Ținutul Romanului, retrospective culturale și spirituale, apărută recent la Iași, spre folos, și m-aș bucura să ne regăsim și în alte împrejurări la fel de frumoase și fructuoase. Cu toată prețuirea, vă mulțumesc! Biblioteca Radu Rosete Onești deține din 15 iunie cel mai avansat agent virtual dedicat unei biblioteci publice din România, grație colaborării dintre Digital Transformation Council și Biblioteca Radu Rosete Onești. Acesta poate fi accesat pe site-ul www.bibliotecaonești.ro 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, fiind cel mai harnic angajat non-stop al bibliotecii în slujba utilizatorilor săi. Trebuie să spunem că suntem foarte mândri, grație acestui proiect pe fonduri europene, Biblioteca Radu Rosete a devenit din acest an una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România, dispunând de tehnologie de ultimă generație. Pentru cei care încă nu ne-au trecut pragul, trebuie să vă informăm că încă de la intrare avem infochioșcuri digitale unde toți cei interesați pot afla despre sălile din bibliotecă, despre ce cărți avem disponibile, avem holograme în mărime naturală, avem calculatoare de ultimă generație, tablet smart, unde deja foarte mulți liceeni care s-au pregătit pentru bacalaureat au exersat pe aceste table, ochelari VR, PlayStation, table interactive. Vrem să facem totul cât mai atractiv pentru ca nu doar adulții, dar iată și copiii care la nivel național au cam uitat de biblioteci să vină să-și petreacă timpul în bibliotecă. Pentru că un copil care, să zicem, se joacă pe PlayStation în bibliotecă la noi, are multe șanse să plece acasă și cu o carte. Pentru a o studia. De altfel, are și parte de un ajutor neprețuit, ca să zicem așa, inteligența artificială care oarecum își găsește tehnica, își dă mâna cu cartea.
Da, din fericire, cred, nu din păcate, viitorul și în ceea ce privește bibliotecile stă în tehnologie, pentru că nu se poate altfel. Așa cum am mai spus, Biblioteca Radu Rosetti nu mai este un simplu loc de unde vii să împrumuți o carte, a devenit un hub cultural zonal, un centru cultural comunitar, pentru că aici se întâmplă foarte multe activități, de la stagiune muzicală, de la workshop-uri, simpozioane, ateliere, și așa mai departe, și cred că în felul acesta putem atrage utilizatori cât mai mulți. Tot așa, cu mândrie aș dori să vă precizez că din luna aprilie, de când am deschis până săptămâna trecută, ne-au trecut pragul peste 8.000 de permise de bibliotecă. Statistic e un număr impresionant comparând cu anii trecuți. Și în momentul de față, sala multimedia funcționează doar pe bază de programări, pentru că cererea este foarte mare, toți copiii vor să încerce ochelarii VR sau să încerce tablele smart, așa că am băgat sistemul de programare și ei știu la ce oră să vină, fiecare are dreptul la câte 60 de minute pentru a-i mulțumi pe toți. Într-adevăr, iată că biblioteca a devenit locul în care tinerii se programează ca să ajungă, nu credeam că o să spun niciodată chestia asta, dar iată că e un lucru bun și felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți. Da, mulțumim și noi pentru că promovați evenimentele culturale și vă mai... Fetiță de nici 2 ani salvată de 2 jandarmi băcăoani după ce s-a necat în râul Tazlău. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. 2 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au devenit eroi zilei după ce au salvat o fetiță de nici 2 ani ce se necase după ce a căzut cu mama și ceilalți frățiori în apa râului Tazlău. Mama a intrat în apă să-i salveze pe cei doi băieți, dar a alunecat și a căzut cu cea mică în apă. Au reușit să iasă cu toții din apă, dar din păcate fetița nu mai respira. Incidentul a avut loc în cartierul Slobozia pe râul Tazlău, în apropierea podului de pe strada Victoriei din municipiul Onești. Florin și Cătălin, jandarmii care au intervenit, se aflau în patrulare când au observat-o pe mamă care abia ieșea din apă. Aceștia au auzit strigătele la un moment dat, așa că au mers să vadă ce se întâmplă. O mamă încerca să salveze fetița ce nu mai respira, aceasta necându-se după ce mama a alunecat și a căzut cu ea în apă. Florin a intervenit rapid și a aplicat manevre de resuscitare până când micuța copilă și-a revenit și a început să respire. Acesta a luat-o în brațe pe copilă și a alergat cu ea până la ambulanță. Cătălin și-a sprijinit colegul, a vorbit cu operatorul la 112 și a oferit detaliile necesare privind locația și modalitatea de a ajunge cât mai repede ambulanța. Până la sosirea echipajului medical, fetița a mai avut nevoie de manevre de resuscitare. Ulterior, fetița a fost preluată de un echipaj sa și transportată la UPU Onești pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Îi urăm la mulți ani lui Florin și îi mulțumim pentru curajul și profesionalismul de care a dat dovadă. Colegul nostru plutonier ajutant Florin Sfârlog Modest ca întotdeauna a dezvăluit că surpriza de ziua lui este fericirea de a vedea pe fetița salvată acasă, alături de familia ei, în siguranță și sănătoasă. Ziua colegului nostru s-a transformat într-o zi de bucurie și recunoaștere în care trebuie să înțelegem cât de important este să ne ajutăm și să ne susținem unii pe alții. Este un moment care va fi pentru totdeauna în inimile celor care au intervenit pentru salvarea Serenei și care va rămâne un exemplu de curaj și altruism pentru noi toți. Salvarea vieții fetiței de la NEC este un act de eroism și devotament care merită toată aprecierea și respectul nostru. Suntem profund recunoscători pentru gestul salvator pe care l-ați făcut și vă dorim mult succes în continuare. Felicitări, Florin! Felicitări, Cătălin! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 15 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 34 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 20 de grade Celsius. Marți 16 iulie, vremea se menține în continuare extrem de caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 33 de grade Celsius, iar pe timpul nopții, mercurul în termometre nu va scădea sub 20 de grade Celsius. Miercuri 17 iulie, maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius. Spre după amiază izolat pot să apară averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Luni 18 iulie, maxima zilei nu va depăși valoarea de 31 de grade Celsius, iar spre după amiază sunt posibile să apară averse de ploaie izolat, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.